de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să... De dimineața, oameni buni, mesagerul din Neamț, știri din Neamț, în direct, până dimineața, cafeaua de dimineață. Astăzi nu vorbesc eu foarte mult pentru că am invitat care are multe de spus. Eu de eventual îmi fac datoria să-l întreb și să-l zgândăr ca să aflăm cât mai multe lucruri. Din nou în studio, Alexandru Filimon, managerul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț. Bună dimineața! Bună dimineața, domnul Bălănescu, bună dimineața și ascultătorilor dumneavoastră. V-am rechemat în emisiune pentru că lucrurile se schimbă de la o zi la alta aproape în ceea ce înseamnă această, să-i spunem, nebunie continuă numită pandemie. Și iată că în ultima perioadă tot asistăm la relaxări. Cât de relaxată este situația la spitalul din Piatra Neamț? O să vă zic că ieri erau 167 de pacienți internați și erau vreo 42 de suspecți. Deci a scăzut? A scăzut în față de acum o lună la jumătate. Deci asta înseamnă ce pentru dumneavoastră? Asta înseamnă că ne vin semnale din mai multe direcții că am putea deveni ori un spital mixt în care să avem atât COVID cât și celelalte specialități, ori să se renunțe de tot la așa numită denumire de spital suport COVID. Este posibil asta? Nu trebuie făcuți niște pași? Sunt făcuți niște pași. Noi suntem în discuții în fiecare zi cu cei de la DSP pentru strategia pentru următoarele luni, să vedem exact ce putem face. Bănuiala mea, fără să am date concrete, este că vom avea un spital mixt în care anumite clădiri sau anumite părți din spital vor funcționa COVID și celelalte își vor desfășura activitatea normală. Asta înseamnă că ați făcut demersuri către Ministerul Sănătății, că de acolo trebuie să vină. Nu am făcut demersuri, dar v-am zis, noi discutăm și ținem legătura cu DSP-ul, e practic bazat foarte mult pe numărul de cazuri. De 10 zile putem spune că cazurile sunt în descreștere, dar am mai avut o tentativă din asta anul trecut, când au fost tot 3 săptămâni cu cazuri în descreștere, s-a făcut spitalul mix și după aceea s-a revenit din cauza următorului val. Deci vrem să fim mai precauți de data asta, pentru că sunt foarte multe lucruri de schimbat pentru a da drumul la activitatea normală. Bun. Să presupunem că o asemenea schimbare ar putea avea loc, să spunem, peste o lună. Da. Când, după toate semnalele, nu se va mai prelungi starea de alertă. Este pregătit spitalul pentru așa ceva? Spitalul, asta vreau să vă spun, spitalul este pregătit pentru așa ceva, dar spitalul este un, cum să zic eu, un mastodont lent. Nu toate lucrurile în spital se întâmplă cu viteza luminii. Ceea ce trebuie să pregătim noi în cazul care se merge spre acest scenariu este să avem stocuri de medicamente pentru celelalte specialități, pentru că acum, bineînțeles, focusul e pe COVID, să avem materiale sanitare care ne trebuie, să se pregătească din nou tot ce înseamnă echipamente și blocuri operatorii, deci, dar toate astea o să ia ceva timp. Inclusiv adresabilitatea spitalului va fi afectată în primele luni. Sunt convins că oamenii vor veni, dar vor veni încet la spital pentru că sunt obișnuiți de un an de zile să meargă în alte locuri. Eu asta nu știu dacă sistemul e făcut de așa natură încât în momentul în care spitalul va reveni oficial ca spital mixt, inclusiv ambulanța va aduce... Noi sperăm să se întâmple treaba asta, însă discutăm cu doctorii, mai ales pe specialitățile chirurgicale și toată lumea e, cum să spun eu, optimistă, dar un optimist ponderat. Bun. Cazurile care sunt în acest moment, mai aveți cazuri grave? Care e starea la general, la noi, la spital, sunt cazuri grave. Spitalul de la Bisericani primește cazurile medii sau ușoare și la noi, în general, sunt cazurile grave.
Din cele 9 paturi pe care le aveam ieri la ATI, toate sunt ocupate, 7 erau ventilați mecanic. Decesele? N-am o statistică acum. În ultima perioadă vorbesc. Dar sunt în continuare decese, sigur. Da. Sunt și oameni care, bineînțeles, sunt foarte mulți vindecați, sunt foarte mulți mulțumiți. Chiar vreau să vă spun de o inițiativă pe care am avut-o cu privire la chestionare care sunt trimise pacienților. Este prima dată când nu le facem pe foi și le facem pentru prima dată de mult timp. Le facem pe SMS și am primit răspunsuri în aprilie și în mai. Bineînțeles, a fost oarecare discuție în spital despre utilitatea acestor chestionare, dar eu am considerat că e cazul să avem un punct de plecare, să vedem care este impresia. Sunt întrebări despre calitatea mâncării, calitatea cazării, calitatea actului medical, dacă a recomandat spitalul unor alți pacienți și așa mai departe. Și acum pot să vă zic că nu e extraordinar de bine, dar sunt pe baza răspunsurilor pe care le-am primit în ultima, nu știu, 4-5 săptămâni, suntem cam pe la 60-70% gradul de mulțumire. Bineînțeles, sunt și foarte mulți nemulțumiți care au posibilitatea de data asta să trimită comentarii și să spună exact ce... Bun, haideți să vedem un pic, înainte de a intra în alte subiecte, de ce sunt oamenii nemulțumiți? Că e foarte interesant, nu mă interesează neapărat că... Care este lucru care îi nemulțumește pe oameni la Piatra Neamț? Din ce văd eu și primesc câteva e-mail-uri pe săptămână, și cu mulțumiri și cu plângeri, nu este, mă bucur să văd că nu mai este vorba de mâncare sau de calitatea condițiilor de cazare de cele mai multe ori. Din păcate, de multe ori este vorba de atitudinea unei persoane. Deci mi se trimite un e-mail și mi se spune că secția a fost ok, că au fost tratați bine, dar că a fost o persoană care a vorbit mai puțin politicos, care nu a răspuns la telefon, care nu a vrut să-și facă, nu știu, poate le lipsea empatia în acel moment. Deci este până la urmă vorba de aceeași situație. Empatia vis-a-vis de care le dețin eu, din cele mai multe mesaje, v-am spus, nu chiar... Nu pot să spun că mâncarea arată bine, dar e destulă și gustoasă. Chiar am făcut o comisie pentru blocul alimentar să se ducă să verifice, să testeze. Ieri am avut, de exemplu, un concurs pentru două posturi de bucătar și ieri am avut proba practică. Le-am dat să fac o ciulama. Ciulama a ieșit foarte bună, deci... se poate, da, cu ingredientele pe care le avem. Da, dar e important, adică tu când hrănești 500 de oameni într-un spital, măcar ciulama aia să o faci bună. Mi s-a părut. Am înțeles, da. Da. Eu sunt perfect de acord. Se cumpără așternuturi, să fie așternuturi curate, să fie așternuturi călcate, să nu fie rupte. Deci asta vă zic că știu din ce îmi vine mie pe birou, din ce cumpărăm tot timpul. Am avut grijă să fie căldură, că doar după cum bine știți, eu am fost din ianuarie până acum, deci am prins o bucată de iarnă, am avut grijă să fie căldură. Am avut o vană la centrală pe care curgea și, mă rog, erau niște probleme cu instalațiile acolo. Până la urmă am schimbat-o și pe aia după două luni, cu proceduri și așa mai departe. Deci sunt niște mici probleme din trecut pe care le rezolvăm pas cu pas, dar... Rămâne ce a spus dumneavoastră, câteodată atitudinea lasă de dorit. Bun. Eu v-am invitat în emisiune pentru că atunci când am discutat ultima dată, mi-ați spus că în jur de 15-20 mai tăiem panglica la noua secție de terapie intensivă. Sigur nu vom tăia panglica, asta vă zic sigur, nici la propriu, nici la figurat. Eu aștept. Secția are și WC-ul, ca să știu. Că la noi în Piatra Neamț este o tradiție cu tăiatul panglicii la WC. Da, e tot utilată complet. Se lucrează. Au fost niște mici întârzieri cu niște piese care trebuiau să vină din Germania. Eu țin legătura cu doamnele de la Dăruiește Viața.
Ce să vă zic mai mult de atât? S-a semnat contractul cu cei care ne fac postul de transformare care ne trebuia și acolo au fost discuții. V-am zis, toate aceste discuții, din păcate, față de mediul privat, sunt mult mai încete, mai ales când sunt multe părți implicate. Suntem noi, sunt e Consiliul, e Fundația și e cel care execută lucrarea. Da? Și fiecare, bineînțeles, are opinia sau problemele lui. Se semnează și contractul cu cei care ne vor da tancul pentru oxigen. Un tank separat pentru... E un tank separat, e un sistem complet separat care va... Nu vă puteați lega la tancul existent. Nu ne puteam lega la tancul existent, că trebuia să mergem prin curte, era mult mai complicat. Bun, dar spuneți-mi un pic, acum vedem că se termină încet, încet, sau cel puțin așa sperăm, toată povestea asta cu SARS-CoV-2-ul și... Noi vom avea o secție de terapie intensivă construită în curtea spitalului, nouă, da? La parametri, ultimii parametri. Ce se va întâmpla acolo? Deci, pentru că dumneavoastră ați calculat-o la, sau cei de la Dăruiește Viața au calculat-o la o capacitate maximă, care presupune un anumit flux, un anumit consum, anumite costuri. Absolut. Deci, conform protocolului, sunt mai multe situații care se pot întâmpla. Să zicem că se termină pandemia, noi putem să o folosim ca orice altceva, ca orice altă secție. De exemplu, dacă dorim să renovăm o secție din spital, putem să mutăm acolo o parte, da? Și să avem grijă de acea secție din spitalul vechi sau din spitalul nou, o renovăm, mutăm lumea la loc. Deci, ca o zonă tampon în care să duc niște pacienți sau niște oameni acolo pentru o perioadă determinată. Bănuiala mea, după cum se arată lucrurile, este că nu vom scăpa foarte curând de COVID sau de cazurile grave. Și atunci este foarte posibil ca ATI-ul să rămână ATI COVID pentru cazurile grave și să avem încă o clădire sau încă o secție sau, mă rog, două etaje dintr-o clădire în care să fie pentru pacienții COVID în continuare și restul să funcționeze normal. Și să aveți o secție de terapie intensivă separată pentru non-COVID. Da. Noi am calculat și aici sunt 17 paturi în ATI-ul mobil și vom avea probabil 7 sau 8 paturi ATI pentru activitatea curentă în spitalul nou. Discuțiile astea le am în permanență cu domnul doctor Gurău. Am făcut listele de necesar, am obținut echipamentele care sunt necesare pentru ATI. Mai aștept și deja s-a făcut cererea, dar ținând cont de anumite întârzieri în construcție, n-am insistat, să mai vină și 10 paturi de la spitalul de la Lescan pentru ATI, să avem absolut tot 10 paturi de la spitalul de la Lescan pentru ATI-ul nou? Nou, pentru ATI-ul nou. Deci, practic, ATI-ul nou 17 paturi sau câte sunt? 17 paturi, 10 paturi vor veni de la Lescani. Da. Cu tot cu monitoare, cu tot ce trebuie. Și se pupă cu paturile celelalte, da. Adică deci noi, v-am zis, avem ședințe și discuțiile astea. Doamnele de la Dăruiește Viața la un moment dat erau destul de critice față de partea de dotare tehnică de la Lescani. Vreau să vă zic că spitalul în continuare are paturi și monitoare și dar nu atât de multe cum eu am înțeles. Încerc să mă lămuresc, că toată lumea spunea așa, la Lescani nu începe treaba pentru că e frig. După aceea, că nu corespund din punct de vedere tehnic anumite aparate. După aceea, bacă sunt din afara Uniunii Europene și nu se poate. De asta întreb. Tot ce am discutat cu caracteristicile tehnice pe care le au aceste paturi, monitoare și așa mai departe, noi încercăm să le legăm și să facem să fie același tip de pat, de aparat, de monitor, de ventilator pe salon. Că așa am discutat cu doctorii de la TI. Preferă să aibă același tip într-un salon, că e mult mai simplu. Deci, ce pot să vă zic este că am primit un ajutor fantastic de la DSU cu injectomate, ventilatoare, monitoare. DSU, Direcția de... Situații de urgență. Situații de urgență. Da, deci ne-am dus până cât de sus s-a putut. Domnul Arafat. Da. Am avut și sprijin. Și se spunea pe vremuri să ai grijă la darurile grecilor. Acum domnul Arafat nu e grec.
Ne-a mai trimis un secție. E un contract de comodat, deci nu știu dacă exact, dar putem folosi, îl trimitem înapoi dacă e cazul, dar important este că o să avem această aparatură și aparatură de top. Adică noi o aparatură, un ventilator făcut, nu știu. Cu tot respectul, când s-a achiziționat secția de la Lescani, spitalul de la Lescani, s-a spus că este unul de top. Când s-au achiziționat cele 5 ATI-uri mobile, mi s-au spus că este o achiziție de top și am văzut cât e de top. Dar bine, topul are și partea de sus și partea de jos a topului. Poate să fie top 10. Exact, înțelegeți? Acum să vedem și dacă astea sunt de top. Nu, astea sunt pentru că le-am văzut și le-am deja în magazie. Bun, deci, să le vedem și funcționând. Da, le vedem și funcționând, asta ne dorim cu toții, vă dați seama. Da. Bun, deci, în condițiile actuale, cu piesele acelea din Germania care n-au ajuns, cu, știu micile hărțuieli administrative. Vreți să vă mai dau încă un detaliu? Păi nu, ca să știu când vă mai invit. Am înțeles. Nu știu ce să vă zic. Eu zic că sfârșitul lunii mai se apropie cu pașii rapizi și din ce am discutat și cu doamnele, așa se speră. Deci noi asta sperăm. Acum ce să zic? A fost o lună de întârziere. Nu și-a dorit-o nimeni. Eu vă zic că echipa care lucrează acolo nu aș putea să le reproșez ceva. A nins, a plouat, au fost pe dinăuntru, pe dinăuntru. Deci materialele vin, se mai întâmplă în construcții. Am înțeles. Se mai întâmplă, deci ne facem noi o casă și nu iese exact la timp. Am înțeles. Bun. Deci undeva la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie, da? Da. Nu că aș vrea să vin la două săptămâni la dumneavoastră la emisiune neapărat, dar așa zic. Înțeles. Și atunci, dacă nu va fi gata, ce mai găsim? Sper să nu găsesc nicio scuză atunci. Atunci mi-asum că e o problemă. Bun, acum, lăsând gluma la o parte. Partea pe care și-a asumat-o spitalul în această relație cu Dăruiește Viață este închisă, este îndeplinită sau mai sunt lucruri de făcut? Mai sunt lucruri de făcut. V-am zis, am semnat protocolul cu cei care ne fac transformatorul. Trebuie să luăm autorizație de construire, dar am discutat deja la primărie, s-au făcut primele demersuri, s-au trimis contractul, s-a trimis proiectul și trebuie să scoatem autorizația, care nu cred că va fi o problemă, pentru că e o chestie punctuală. Deci nu e pentru o clădire, e doar un post de transformare. Deci, practic, din ce are spitalul de pus la dispoziția fundației, asta a rămas ultimul, asta e ultimul element. Da. Rămas. Deci, așa, și cei de la Dăruiește Viață mai au cam ce de făcut în momentul ăsta? Sunt instalațiile interioare. Deci exteriorul este... Exteriorul e gata. Sunt geamuri, izolație, sunt tot. Ultima dată când am fost eu săptămâna trecută, se lucrau la tot ce înseamnă fire, cabluri, da? Instalațiile de aer comprimat, de oxigen și așa mai departe. Gipsul era pus. Am înțeles. Bun. Acum... rezolvăm problema asta, avem secția ATI externă, o să avem aparate de la Lețcani, o să avem, da, tot avem aparate în spitalul ăsta, multe dintre ele scumpe, bune, și mai spune lumea că o parte dintre ele nu se folosesc la capacitatea maximă cu personalul din spital. Și avem aici această poveste despre care noi la un moment dat am și scris ceva, e adevărat mai mult aluziv, nu direct, cu secția de, cum se cheamă, imagistică? Laboratorul de imagistică. Da, laboratorul de imagistică. Care este problema, domnul manager, acolo? Pentru că eu cel puțin aștept o explicație pe care să o înțeleg, că nu pot să pricep. Avem dotare, da? Avem laborator, avem medici pe schemă și totuși sunt probleme. De unde vin aceste probleme? Mă bucur că mi-ați pus această întrebare. O să încerc să vă dau un sumar al situației pe care sper să-l înțeleagă toată lumea. Deci, în momentul în care am ajuns eu la spital, imediat la o săptămână după, a venit un control de la Ministerul Sănătății.
care au luat diverse documente, contracte și așa mai departe pentru a face o analiză a activității din spital, dar bineînțeles s-au focusat mai mult pe partea de ATI. Unul din domnii de acolo mi-a atras atenția, eu fiind în a doua săptămână și vă dați seama, oricum nu știam toate contractele și ce se întâmplă acolo, mi-a atras atenția că sunt foarte multe contracte de prestări servicii pentru interpretarea CT-urilor și RMN-urilor în regim de urgență la spital. Ceea ce de fapt înseamnă că doctorii pe care avem noi în stafful spitalului nu reușesc să acopere necesarul de interpretare pe care spitalul îl are. Nu. Luați-mă în limba română ca să înțeleg. Adică... Practic sunt foarte multe scanări, mai ales în gardă. O să trebuiască să vorbesc eu un timp. Se pare că s-a descărcat bateria dumneavoastră, nu-i nimica. O să vorbesc eu, se schimbă bateria și 30 de secunde. Până atunci încerc eu o scurtă recapitulare. La un moment dat am dat o știre cum că o parte din serviciul din serviciile de imagistică ar urma să fie externalizate, mă rog, am spus noi externalizate, poate cuvântul nu este cel mai potrivit, să fie date spre citire rezultatele unei clinici private. Să verificați sunetul, este ok. Da, revenim, vă rog. Revenim, da? Bun, deci s-au făcut aceste contracte. Aceste contracte care sunt... Deci contracte cu 12 medici? Sunt 12 medici. Din exterior. Din exterior, care interpretează aceste rezultate în regim de urgență, în special CT-uri și RMN-uri. Câți medici aveți în... Noi avem 8. Din acești 8 medici, câți interpretează rezultate? Conform competențelor, ar trebui să interpreteze 7 din 8. Conform competențelor? Da, dar asta nu înseamnă că dacă ai lucrat, știu eu, 20 de ani la CT, că ești competent. Să nu, citești. Ești competent să citești. Competent. Depinde foarte mult, ca orice persoană, da, că să zicem, eu sunt economist, da? Asta nu înseamnă că sunt foarte bun la toate laturile economice. Da? Pot să fiu foarte bun la marketing și pot să fiu foarte rău la contabilitate, de exemplu, sau invers. Așa și cu ei. Deci, în cadrul secției, este vorba de radiografii, este vorba de CT-uri și este vorba de RMN, de aparatul RMN. Acești doctori pot să facă interpretări pe toate aceste aparate. Într-adevăr, în spitalul din județean Neamț au fost anumiți doctori care s-au focusat pe un anumit tip de aparat. Deci așa s-au înțeles în secție. Așa am primit eu istoricul. Cutuma, da? Ne. În momentul în care am făcut niște analize și am descoperit că RMN-ul nu este, mai ales într-un an de zile cu COVID, nu a fost folosit la capacitatea lui pentru că acel aparat funcționează non-stop, am decis ca toată lumea să aibă acces la RMN și toată lumea să facă toate felurile de investigații, nu numai un singur fel. Pentru că nu e secția de RMN sau compartimentul de RMN, e laboratorul de imagistică. Bineînțeles că asta creează o... Când faci o decizie să scoți pe cineva din zona lui de confort, nu e bun, acceptabil. Ca să înțeleg eu, avem 8 medici, 7 pot? Pot. Pot. Unul de ce nu poate? Pentru că nu are competențe. El pentru ce are competențe? Sunt pentru două din trei, dacă rețin. Deci bine. Pentru CT și CT. Deci nu radiografie și CT. Da. Bun, rămân 7. Cei 7 nu pot acoperi necesarul la Piatra Neamț? Există și doi, dacă nu mă înșel, care au scutire de gărzi. Deci noi aici, stați un pic, nu înțeleg. Doi sau trei? Nu știu exact, doi sau trei. Care din au, șapte? Din șapte, care au scutire de gărzi. Ce înseamnă scutire de gărzi? Scutire de gărzi înseamnă că nu poți să faci gărzi noaptea, să lucrezi noaptea în gardă. Am înțeles. Și scutirea asta, deci cum se dă? Doar în timpul zilei, cum se dă scutirea asta? Adică există,
Există o comisie? Nu e o comisie, e un medic de medicina muncii care îți spune că te doare capul, spatele, seara. Mă rog, ce alte afecțiuni poți să ai, că nu sunt numai dumnealor, mai sunt doctori din spital care au scutirie de gărzi. Așa poți să ai migrene, poți să ai tot felul de alte afecțiuni, sunt niște coduri. Așa și te scrie pe scutirea respectivă, nu poate efectua gărzi. Și dacă cumva îi găsești pe acești medici în gărzi la alte spitale, acolo... Trebuie să vă dați seama, astea sunt niște presupuneri. Dar nu e vorba de presupuneri, eu întreb. Dacă poate nu sunt condițiile bune aici, din okay, gardă noaptea. Nu e ok. Poate nu aveți aerul suficient de curat în spital. E foarte posibil, e foarte posibil. Gărzile, însă, gărzile pe imagistică sunt niște gărzi, ce să zic, poți fi sunat la orice oră să interpretezi ceva, dar... Pot să vă citesc ceva? Da. Deci, un medic... medic specialist radiologie și imagistică medicală. Când ești specialist radiologie și imagistică medicală, presupun că deja ai un anumit grad de... Nu ești rezident, da. Nu ești rezident, specialist, da, urmează să fii primar. Da. Angajat în cadrul laboratorului, vă aduc la cunoștință că nu elaborez rezultate pentru segmentele IRM musculoscheletic, toate tipurile, IRM orbită, IRM ureche internă, IRM stâncă temporală, IRM art temporomandibulare, nu mă pricep. Așa. Examinările IRM amintite necesită supra-specializare prin cursuri și atestate. Prin urmare, vă rog să aprobați ca în timpul programului meu de lucru ture la IRM să nu fie programate astfel de investigații. Efectuez și elaborez rezultate pentru... Pune hipofiză cerebrală, coloană vertebrală. Menționez că medicul șef de secție a fost informat și a fost de acord ca aceste examinări să fie programate pe alte ture ale medicilor cu experiență. Eu vă spun cinstit, nu înțeleg cum e cu toată chestia asta, dar... Interpretarea se face pe segmente, v-am zis. Am înțeles. Da, deci tu ești pe tură la spital. Ce se întâmplă dacă pe tura respectivă ai o urgență pe... Una din cele menționate, da. Hipofiză, coloană vertebrală. Sau, mă rog, nu, pe regiune cervicală. Asta este destul de uzuală, ca să spun așa. Remeneu nu este procedură de urgență. Poate să existe, dacă ai un accident, ceva... Trebuie să... În general se fac radiografii și CT-uri pentru urgență. Asta vă zic că asta e practica. Nu știu, eu întreb. Nu sunt nicio medic... Eu întreb, dacă citești și nu ești specialist, sună foarte urât. Da, eu vă spun că... Deci, văzută din afară, sună urât. Eu nu spun că nu este normal. Poate că, într-adevăr, trebuie supra-specializare prin cursuri și atestate. Există undeva la nivelul spitalului o situație ați preluat-o în care să aveți pe secții? Nu. Nu. Deci este, eu vă spun că dacă toți suntem în emisiune, vă spun că este o secție dificilă despre care am fost atenționat de la începutul mandatului să am grijă ce fac. Nu de cei de acolo, din afară. Adică, de ce este atât de dificilă? Este dificilă pentru că întotdeauna au fost discuții, întotdeauna a fost o secție în care, nu știu, există o anumită dinamică acolo pe care n-aș vrea să o discut în public, dar nu este o dinamică pozitivă. Vezi alt șef de secție și vezi alte secții în care totul merge, se încearcă, se aduc bani, se aduc sponsori, se cumpără din banii lor, se renovează din banii lor, sunt anumite treburi, au grijă de pacienți, primesc review-uri pozitive. Deci vezi o dinamică pozitivă și lucrează cu ce au. Și aici este o secție care nu știu de ce, încă nu știu de ce, nu am un răspuns final. Sunt lucruri care nu se întâmplă conform cu ceea ce trebuie să se întâmple într-un spital. Bun. Ce nu e vorba de că nu sunt profesioniști, nu e vorba că nu vin la program, dar este o limitare. De fapt, problema vine din aceste gărzi. Este o limitare a numărului de gărzi. Prin contract, nu vi se pare că totuși este și o limitare puțin forțată? Adică pe baza unor, hai să le spunem, neînțelegeri.
sunt niște neînțelegeri și, din păcate, am avut parte de discuții de genul dacă X nu face, nu fac nici eu, care, iarăși, nu mi se pare o atitudine de care ajută nici secția, nici spitalul. Dar am încercat să mediez aceste conflicte, mici conflicte interne. Am postat posturi ca să aducem mai mulți doctori, ca să acopere acele gărzi. Nu au venit, din păcate. Am postat și acum și este perioada de înscriere la șeful de secție pentru radiologie. Și sunt semnale că sunt oameni interesanți pentru așa ceva. Deci, practic, va mai fi încă o persoană care va mai putea lucra și face gărzi și așa mai departe. Deci, interpreta. Dar este o situație, vă zic, este o situație dificilă în care mie mi se cere toată diplomația de care sunt eu în stare. Bun. Aveți 8 medici. Care este vreunul dintre cei 8 care are competențe pe toate cele trei? 7 din 8. 7 pe toate? Pe toate. Cu anumite, să le spunem... Cu anumite, exact, cazuri în care nu a mai interpretat sau nu a mai făcut un anumit tip de segment și atunci că nici astea, nici RMN-urile nu sunt niște analize, niște scanări foarte dese sau tot timpul sau cu aceeași tipic. Da? Și e posibil să vezi una din acele situații, nu știu, odată la 6 luni. Atunci e greu să devii expert în așa ceva. Bun, eu vorbesc, văd aici că necesită supra-specializare prin cursuri și atestate. Am scris acum ani de zile, cu ani de zile în urmă, despre o situație, dacă nu mă înșel, cred că la ginecologie. Un aparat adus și când am întrebat de ce nu e folosit, păi zice, păi nu e folosit. Dar de ce nu e folosit? Pentru că nu au atestate. Păi și nu s-au dus la cursuri? Ba da, s-au dus la cursuri și le-au luat, da, dar n-au curajul să folosească aparatul. Deci au atestat, da, și nu-l folosesc. Și ce se întâmplă cu bolvanii? Păi îi trimitem la Iași. Adică nu cumva este o situație generalizată pe anumite lucruri? Aveți o imagine largă a secțiilor și a medicilor care trebuie trimiși la cursuri? Eu văd aici, deci avem un doctor specialist, vrea să devină primar, probabil și șef de secție, și are nevoie de cursuri și atestate. Eu am să vă zic altfel. În ultimele 3 luni au fost foarte mulți doctori care au venit la mine pentru adeverințe și scutiri și pentru a participa la examene de primariat sau pentru a merge la cursuri și s-a aprobat tot. Deci cine dorește să meargă să-și facă o competență sau chiar online sau... Este bucuria spitalului până la urmă. Bucuria spitalului, da? Dumneavoastră aveți dreptate că aceste competențe, de fapt, când le obții, da, și eu nu știu dacă m-aș simți confortabil chiar din prima zi după ce am terminat cursul sau așa, să intru exact și să fac acel lucru. Păi nu, că mai este o problemă. Da? Este o problemă. Cursurile alea se fac, nu se fac prin corespondență. Că exista o adevărată industrie de cursuri și atestate și când venea omul, zice, băi, când ai făcut cursul? În perioada mai-iunie. La ce ore erau cursurile? Păi de la 2 la 8. Și tu la 8 erai în gardă la spital? Nu pot să vă zic că sunt familiar cu situațiile astea. Nu, deci... Și nu vreau să creez o imagine negativă. Nu, pentru... nu, eu vorbesc la modul... Poate o fi fost un caz, nu știu. Nu sunt familiar. Important este ca aceste competențe să fie folosite în cadrul spitalului. Că sunt cerute aparate, vă zic că sunt cerute și acum aparate. Noi de-abia așteptăm să primim banii de la minister, care împreună cu cei de la CJ să cumpărăm maximum cât putem noi să cumpărăm, da? Pe aparatură. Deci nu se pune problema că nu vrem să cumpărăm sau că nu vrem... Bun, problema este ca aparatura asta să fie folosită la potențialul ei maxim. Și ne întoarcem, apropo de potențialul maxim, la celebra secție. Da. Ce se întâmplă până la urmă? Dumneavoastră doriți să reziliați contractele celor 12 medici? Deci eu vreau ca Alexandru Filimon să nu dea cu subsemnatul undeva peste 3-4 ani pe la ANAF sau pe la DNA că am făcut niște contracte care depășesc cu mult pragurile pentru care putem noi ca spital să cumpărăm servicii
să facem contracte de prestări servicii și am deschis o procedură PSA pentru a vedea dacă putem găsi o firmă mare care să preia toate aceste interpretări în regim de urgență, așa cum își doresc medicii noștri. Deci eu înțeleg, își doresc medicii din spital. Da, deci medicii noștri doresc. Vreau, au niște anumite condiții pentru aceste firme sau această firmă, oricine va fi, că poate sunt trei firme, nu știu, una, trei, două, câte vor fi, dar să fie mari și care să le acorde lor aceste interpretări în regim de urgență, așa cum își doresc dumnealor. Eu înțeleg așa și contraziceți-mă dacă greșesc. Că spitalul va face fizic acele, cum se cheamă, radiografii, cum se cheamă, da. Nu pricep. Rezultatele sunt trimise în altă parte. Deci, pe spital, de spitalul plătește tot ce ține de acele radiografii, inclusiv personalul care le face. Exact. Și care nu trebuie neapărat să fie medic, nu? Nu. Deci poate fi un personal... Vă zic sigur că la RMN poate fi și o asistentă. O asistentă, da? Rezultatele pleacă la o firmă care, hai să spunem așa, le citește, le trimite înapoi și rămâne cu profitul, cum ar veni. Deci își folosește inteligența intelectuală și profesionalismul și trimite rezultatul citit înapoi. Noi avem 8 medici care nu vor mai citi rezultate. Citește și dumnealor, dar nu le citesc pe toate. Păi, nu le citesc pe toate. Păi, atâta putem. Păi, știți... Conform legii, nu am cum să oblig pe cineva să facă mai mult de un anumit număr de gări. Eu tot nu pricep. Avem așa, 8 medici. 4 nu pot face, da? Sau da. 3, sau 4. Deci înseamnă că jumătate din ei vor fi în fiecare dimineață la serviciu, pe tura de dimineață, obligatoriu. Așa. Vor veni la serviciu, nu știu câte imagini au de citit, câte se trimit la cei 12 medici să citească. Adică un procent, eu aș face o analiză de genul ăsta, să vedem cât cheltuim noi cu aceste radiografii, cât rămâne profit în altă parte și de ce nu rămâne. Nu știu cât profit rămâne în altă parte, dar vă spun, pentru că am verificat contracte respective pe ani anteriori. Înțeles, da. Și sunt sute de mii de lei. Sute de mii de lei. Deci, dacă sunt sute de mii de lei, nu ar fi cazul să găsim o soluție. Cine vrea să lucreze la imagistică, să lucreze, dacă nu, trimiteți toate radiografiile în altă parte. Și face selecții de personal. Adică, nu eu știu, doresc, mie mi se pare... Domnul manager, de ce nu spunem lucrurilor pe nume? Adică, avem o problemă, da? Avem o secție cu 8 medici, din care 4 nu fac gărzi, e ok, sunt bolnavi, e de înțeles, da? Dar mai și trimitem toate rezultatele, că așa își doresc medicii. Pentru că eu trebuie să asigur continuitatea actului medical. E prin lege și e datoria mea. Deci nu, eu, cum să spun, nu am cum să mă prevalez de acest lucru. Eu trebuie să am aceste rezultate. Înțeleg că sistemul e prost atunci. Atunci când vin pacienții și când am ceva de analizat, eu trebuie să analizez. Dacă n-am atunci pe tura respectivă, pe noaptea respectivă, pe cineva să-mi analizeze, lucrurile, e problema mea. Lucrurile stau prost înseamnă și la CT. Și în partea cealaltă. Interpretări sunt atât la CT cât și la RMN. De asta zic, înseamnă că și acolo avem o problemă. Pe tot lanțul, nu avem personal îndeajuns în momentul actual ca spitalul să facă interpretările complet. În in-house, da? Să fim numai noi. Nu avem. Și nu e o situație unică. Vă dați seama, am întrebat și la alte spitale, am dat și o telefoane, am zis, băi, cum e la voi? Din fericire, noi avem, se pare, mai mulți doctori decât au alte spitale județene în laboratorul respectiv. Da? Dar, v-am zis, din cauza de scutiri, din cauza de probleme, alte tipuri de probleme sau incapacitatea de, cum a zis dumneavoastră, de a citi anumite segmente, nu am capabilitatea
în acest moment să citesc tot ce înseamnă și ce trebuie interpretat la spital. Știți care este teoria conspirației care funcționează în momentul ăsta apropo de această secție? Care este? Teoria conspirației sună cam așa și vă spun de la început că e teoria conspirației. Da. Că toată tevatura în jurul secției, deși eu știu că mai exista problema și înainte, nu numai de acum, pornește de la faptul că fosta șefa secției a acceptat să fie director medical în perioada pandemiei în celebra echipă cu domnul Ghineț. Așa, pentru 3 zile sau 4. 3 zile, 4 zile, nu știu, dânsa a mai rămas, n-a mai rămas, că nu știu. Am înțeles. Și că acceptul ei de a face parte din acea echipă a declanșat un fel de vendetă, de care dumneavoastră sunteți străini, dar probabil că alții o implementează. Aceasta este teoria conspirației. Eu sunt străin și eu n-am... Scuzați, și un alt argument. Faptul că ea, din câte am înțeles, ar fi unul din puținii medici care nu are spor COVID din spital. Da, am să vă răspund punctual ambele. Deci, da. Nu știu exact ce rol a avut doamna respectivă în trecut, șefă de secție sau director medical. Doar știu că avem nevoie de interpretări pe toate tipurile de analize. Știu că anul trecut, din martie până martie anul acesta, în medie la RMN s-a făcut un RMN pe zi, care cu dezbrăcat, cu îmbrăcat, cu dacă o iei pe orice segment, nu durează mai mult de o oră sau o oră jumătate, să zic. Da? Și atunci sunt niște timpi morți pe care am încercat să-i fructific, să acopăr alte găuri, ca să spun așa, din secția respectivă, prin a folosi competențele dumnei pe care le are. Este clar că doamna respectivă are probabil cea mai mare experiență pe RMN. Pentru că, din câte am înțeles, și nu a fost decizia mea, sau a lucrat acolo la aparatul respectiv de când s-a dat în folosință. Am înțeles la vremea respectivă, singur om care a acceptat da. Să lucreze. Era o mare grabă și atunci Nu știu. Sincer, nu am detaliile respective. Eu nu sunt un tip conflictual. Cei care mă știu... Tocmai de aia v-am și spus că nu sunteți dumneavoastră cel... Cei care mă știu de foarte mult timp, nu de 3 luni în spital, cei care mă știu că întotdeauna sunt calm, sunt echilibrat, nu sunt conflictual. Eu aici încerc să găsesc o soluție, să împac vorba aia și capra și varza pe românești. Da? Din păcate. Da? Asta încerc. Soluție culinară. Prin angajări de medici în plus, prin venirea unui șef de secție care, iarăși am zis, poate, chiar dacă e șef de secție, poate ajuta. Prin continuarea acestor contracte de prestări servicii, pentru că până acum contractele respective au fost semnate în decembrie și ele au expirat în aprilie, da? La sfârșitul aprilie. Și am zis, ok, nu suntem încă în poziția de a avea o singură firmă sau de a asigura continuitatea actului medical, prelungim acele contracte din nou cu încă 2 luni să vedem exact ce soluții găsim. Deci nu sunt împotriva acestor interpretări externe, ele se practică la majoritatea spitalelor din România. Pentru cazuri de urgență. Dar hai să găsim o anumită limită și prin care să folosim resursa noastră, atât materială cât și umană, într-un mod eficient. Da. Și a spus că îmi spuneți și cum e cu sporul de COVID. Sporul de COVID este o anumită legislație, da? În care dacă transporti, iei contact, dezbraci, rănești, tratezi un pacient COVID, da? Iei acel spor. E foarte simplu. În momentul în care se demonstrează că cineva a intrat, că au mai fost discuții despre sporurile astea și am să revin imediat la discuția cu spor. În momentul în care tu demonstrezi că acel pacient a avut COVID sau a intrat cu un pacient COVID, ție ți se dă sporul. E foarte simplu. Am avut discuția asta cu mai multe secții, nu numai cu cei de la radiologie, și s-a explicat foarte clar. Ca să revin la aceste sporuri, care acum, nu știu, o lună, 6 săptămâni, pentru care am fost criticat, pentru că am tăiat anumite sporuri conform legislației de pe anumite secții sau, de exemplu, în ambulatoriu și așa mai departe, a venit o adresă de la ANAF, că ei sunt în continuare la noi în vizită. Sunt parte la actul de conducere, practic, ca să spunem așa. E un contract de comodat
Parte în actul de conducere. Pentru două birouri, deci dumnealor sunt acolo cu cafetieră, cu tot ce trebuie, ca la dânsi acasă. Și a venit o adresă săptămâna trecută, prin care ne-au cerut toate deciziile Comitetului Director de anul trecut cu privire la sporuri. Pentru că nu au fost chiar oferite conform legii. Ce înseamnă asta? Înseamnă că anumite sporuri pe anumite secții au fost probabil și nu am rezultatul final, date într-un mod arbitrar sau nu putem să nu le dăm și lor. După principiu, toată lumea ia, nu putem să nu le dăm și lor. Dar când te uiți în legea care a fost dată în noiembrie, nu zic de mai, iunie, anul trecut, nu știu exact, da? Dar din noiembrie încoace a fost clarificat exact cine primește acest spor. Și îl primește între 75% și 85%. Deci nu poți să dai nici 50%, nici 40%, nici 60%. Ori îi dai 75-85%, ori nu îi dai deloc. Sau îi dai sporul secției. Și sporurile astea ale secției, cum sunt stabilite? Prin lege. Nu, astea sunt prin lege. Sunt fiecare secție, nu știu, de exemplu, ginecologia are un spor de secție de 12%. Asta vorbim de situația normală în care nu vorbim de COVID, nu vorbim de nimic altceva. Și în partea de, hai zic, generic numit TESA, personal administrativ. Acolo sunt sporuri foarte mici, 5-7% dacă există. 15%? 15% nu cred. Nu? Nu cred. Dar sporul acela de fostul spor de calculator? Ăla nu cred că mai există, sincer. S-a transformat în altceva. Spor asta pentru pentru condiții periculoase și știți cum se obține asta? Nu, nu știu că l-am obținut eu. Vă spun eu cum se obține. Faci o adresă de la Neamț la Suceava, de exemplu, la DSP Suceava și vine DSP Suceava și îți face o chestie, îți dă un așa. După aceea DSP Suceava cere spitalul din Suceava cere la DSP Neamț. Sau la DSP Iași. Și se face o analiză. Deci se face o analiză și așa partea de personal administrativ are un anumit spor. Dacă o să căutați în hârtiile de la spital, cred că o să găsiți. Să știți că tot în 2017 cred că s-a făcut. Chiar glumeam cu cineva că jumătate din jobul ăsta pe care îl fac e de căutător. Căutător de hârtii. Căutător și descoperitor și creator. Lucru bun, că acum mi-am dat seama că luna de miere s-a cam terminat după 3 luni, deci acele amabilități de început... De acum îmi floresc pomii, albinele, albinuțele. Am început să și implementăm din ce scriau în acele rapoarte, cum spuneți dumneavoastră, din 2017, din 2018, deci pas cu pas, secție cu secție, mai schimbăm, mai renovăm, ne mai punem la curent. Dați-mi niște exemple. Cu niște proceduri. Eu ce am făcut? Am luat raportul de la DSP Vaslui, am luat, nu putem să reparăm tot, vă zic de pe acum, deci că sunt live, nu putem să schimbăm tot ce e în raportul ăla, asta garantat. Dar am luat pe fiecare secție și fiecare secție avea lucruri bune, lucruri mai puțin bune și lucruri de îmbunătățit. Și au fost trimiți de la compartimentul de management al calității, pe fiecare secție, faceți un tabel, spuneți ce ați făcut, ce n-ați făcut și așa mai departe. Și pas cu pas, vă zic, strângem rezultate, îi ajutăm, vin șefii de secție și zic, știi, nu știu, am o aparatură sau niște canapele care sunt menționate în raportul respectiv, ar trebui schimbate, poftim, le schimbăm. Toate astea durează, dar se văd totuși niște îmbunătățiri care poate pentru pacientul respectiv sau pentru dumneavoastră din afară nu le vedeți. Dar noi de le asta vedem, vă spun că e foarte important să comunicați lucrurile astea ca să înțeleagă. Așa cum eu nu, pentru mine sună urât hârtia care v-am citit-o, că nu știu cum e cu competențele la nivelul ăla, dar poate o imagine chiar pe site, așa, a fiecărei secții, cu ce competențe au medicii, ca să știm fiecare, n-ar fi o chestie rea. Sper să se ocupe noua persoană de la relații cu publicul, de care m-ați întrebat data trecută. Economist, da. Sunt 7 înscriși. Sper să fie cineva... Îmi pare rău că nu m-am făcut economist în viața asta. Pentru v-aș fi luat, chiar dacă... Deci dacă eram economist, pe cuvânt că mă înscriam. Eu v-aș fi luat. Cred că aș fi făcut... În primul rând, scăpam eu de întrebările incomode. Bine. Deci, haideți să recapitulăm.
secția de terapie intensivă undeva la începutul lunii iunie, vedeți că sunt eu mai generos. De ziua copilului. De ziua copilului. Se fac lucruri în spital, a scăzut la jumătate numărul de pacienți COVID. Și vă mai dau două lucruri pozitive. Semnăm acum acest partener pentru acel centru de, v-am spus, cu victimele violenței sexuale. Da? Deci se semnează parteneriatul acum între CJ, Direcția Copilului, Spital și fundația respectivă care ne dă echipamentele pentru respectivul centru. Ce echipamente vă trebuie la un centru pentru sunt violență sexuală? Sunt echipamente prin granturile norvegiene, sunt făcute prin minister. Da, eu nu-mi dau seama sunt ce... Sunt echipamente speciale de investigații. De investigații pentru, am înțeles. Pentru cabinetul respectiv. Se semnează, de fapt, cei de la Metropolis din București cu care am discutat pentru renovarea băilor au semnat contractul pentru renovarea grupurilor sanitare din pavilionul de interne. Deci acum, practic, așteptăm doar să dăm drumul la treabă acolo. S-a semnat tot de către dânsii contractul pentru acel lift, faimosul lift de la infecțioase. Și acum sunt în discuții pentru firma care, de fapt, va executa tot ansamblu. Că liftul e una, dar îți trebuie și cu casa liftului și betonul pe care stă liftul și tot ce înseamnă instalații electrice pentru treaba asta. Deci pași sunt. Dacă mă întrebați pe mine, eu încă mă obișnuiesc la ritmul în care se întâmplă anumite lucruri, dar... Da. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. A fost Alexandru Filimon, managerul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț. Vă dorim o zi plăcută. Mulțumesc încă o dată pentru răbdare. Da, nu, noi răbdare avem. Astăzi să aveți, încerc. Să aveți disponibilitate. Cele bune, oameni buni. Numai bine. Mulțumesc.